Are mândră și făloasă-i maica, pe un scam la ușă soba mare. N-o-s uita de ziua mea săraca, am împătrânit și grija mare. N-o-s uita de ziua mea săraca, am împătrânit și grija mare. Și-n lumea asta toată să-nsemne azi mai mult ce, ca și vorba mamei mele, Dumnezeu să-ți ajuce. Și-n lumea... Bunica, suntem chiar la dumneavoastră acasă la Corbești. Noi ne știm de mult, de viață. Cu Cristian am fost colegi de liceu. Ar vrea să-mi spuneți cum se face pâinea asta tradițională în țăst aici la Corbești. Na, eu de seara fac aluatul. Cam aluat de când a fost mama prescurăriță. Și ea e moartă de 10 ani. Și eu tăpreduiesc aluatul și dacă nu fac la țăst, dar îl prenuiesc ca să am în continuare, că și el a avut de la o prescurăriță iară. Și atunci îl fac de seara aluatul și dimineața îl frământ. Frământ, da frământ, nu numai moi faina. Frământ, bine, bine, așa. Și atunci îl lăs. Și când e pe jumătate crescută, atunci vin și fac focul. Fac focul aici la țest. Și atunci te vin și te fac așa iacă. Ca să ardă vatra, să dea eschinci. Că dacă nu dă eschinci, nu se coșe. Bine? Da. Na, așa am făcut și acum. Mereu și-o luăm, facem sâie. Și-o lăsăm maxim 20 minute, jumătate de oră. Cam așa. Și atunci o pun, o ud cu apă ca să nu pârnească și atunci o bag la țăst. Și o țin cam o oră. Aș vrea să-mi spuneți ce-i de fapt țăstul, pentru că cei tineri cu siguranță nu vor ști ce înseamnă un țăst. Un țăst ca o sobă. Și ăsta nu știu de când e făcut, că de la șiniu ori murit două serii de atunci. Două generații. Două generații. Da. Și gine, cum lor... Din ce ai făcut țestul, de fapt? E o piatră? E o piatră, nu, cred că fac, nu știu dacă n-or făcut să ziceau la boiuri. Aici în județul Hunedoara. Așa, au zamgi la bătrâni. Da, pentru că dumneavoastră sunteți aici la limita județului Arad cu tine, da. Cu Hunedoara. Cu Hunedoara, nu? Așa. Și e o piatră și apoi l-am mai legat, că tot era desfăcut. Iar mi l-or legat ca să fac pitră țest. Dar la cât am făcut? Și la Lipova. Da? Da. Și de fapt țestul este o piatră scobită, nu? Da. Lucrată da. De mână. De mână, da, da, da. Sau au formă, eu am avut formă, nu știu eu. Dar cred că au avut formă. Mă gândesc, dar
după cum, dar și eu am acum și 80 de ani. Am ce să mai... Și când ați fost copil mic să făcea pâine, înțeles, să făcea, nu? Da, până noi de când, și malaiu, dar acum nu-i mai bună faina. Nu mă place nici cum, nici mama ligă nu-mi place. Nu e ca faina de la moară cu apă. Spuneți, Monica, cum se procedează acum cu aluatul? Așa o golim aici, uite, nu m-a tărât eu. Așa facem, uite așa. Așa tăiem. Așa o tăiem și o punem. Și cât se frământ acum? Doar puțin, până îi dați formă, nu? Nu, numai atâta. Și o pun aici. De la cine ați învățat arta asta de a face pâine în casă? Am avut 11 ani. Când am făcut pite la țăs prima dată. Tata și cu mama era la sapă, a fost în postul parcilor. Și n-aveam pită. Și atunci, de mama de după ce vinea seara facea pita. Atunci vecina asta și din jos, zice, auzi, hai să-ți arăt să faci pită. Nu, hai! Eu. Și mă arătă ea și ea se duce că o scos vacile. Era până în aprilie. Păi am văzut eu pe mama. Și eu fac cu eu pite și când vinirii numai așa m-a luat în brață și avea un special. Nici acum nu-s mare, dar atunci cât era de mare. Mai crea ciocără, dar în clop. Deci ea trebuie să stea o perioadă așa ca să mai crească? Să mai crească, pleacă, că acum ea e lucrată, nu-i hoținită. Mergem să facem pancuve. Haide să vedem. Am făcut pite. Nici nu știu, și la vinerea, de la vinerea. Bunica, spuneți-mi ce sunt astea, cum le zice aici la pancuve. 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 Pancuve din pită. Da, pancuve din pită, băi Dorine. Acum să mânci când ai mai venit la mine. N-am avut numai pită și slăină. Da, da, ți-au cărnaț bun. O fost odată. O fi el iară, la iarnă. Mă uit la țel înainte. Mă pun asta înainte. Uite, așa o întind și așa. Vezi ce faină-i mai Dorine. Uite. Da. Să vezi ce mâncăm acum. Ce să vă dau dacă vine la mine? Mai lăs un pic să speie, știi? Jarul ăsta. Uite, fac cu mâna așa iacă. Atunci dacă nu vine așa tare, atunci o... Ui, băga. M-am frică că o ard. Când mulți fiară pe el. Ufostăt! Tot l-am adăugat. Deci aia e plămădeala? Și mai pun când am faină frumoasă de malai, pun și faină de malai când îl fac, știi? Și acum dacă fac tăgeți, să face atât. Deci acum o luați și o duceți la țest, la cuptor. O iau și o duc la țest, uite. Și acum dau în coșa, în coș. Deci practic împrășteți jarul. Da. Pe lateral. Da, măi Dorine, aveam 12 inși la masă, la parci. Atâta era în ziua, dar pe sâmbătă. Și... mi se rup să văd asta. Că nu poți cu fier, că se strică țescul. Deci trebuie udată. O ud că
deasupra îți fiere. Și poate că se nu prilească. Nu, uite. No, acum o pun. Și altă dată nu știu ce am făcut. Ce am făcut și n-am făcut, am copt-o de două ori. O scot, nu-i coptă. Dacă iar fă focul din nou. No, acum o lăs. Așa. Și pe asta 20 de minute vin și mă și ai închis ermetic acolo? Da. Și atunci dau jarul, știi? Dați jarul pe lângă el, nu se închide. Da. Și ea practic se coace din căldura de la piatră și de la vatră, nu? Da, 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 da. Și vatra are și sticlă? Bucăți de sticlă? Da, da. Acum vin și mă uit și atunci dacă mai dau jar, încluc și coasea, știi? Da. Mi-am în casă cu ea și punem apă pe ea. Se pune apă? Da, o țără să steie așa, să se moaie coja. Și cât timp a stat în țest, la copt? O oră și ceva, cât oră. Când era copil odată, mâncam pită. Facem la cazi. O crescut, nu crescut, da. Coapte-n săst, frunze genunchi, legume nu alege.